Bună, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube și bine ați venit celor noi. Eu filmez destul de târziu, este undeva la 10 seara, dar voi o să vedeți clipul sâmbătă, nu, duminică dimineața la 9. Astăzi este joi spre vineri. Aceasta este seria Open Minded, unde voi îmi trimiteți poveștile voastre și eu încerc cumva să le discutăm, de fapt, împreună și să vă ajut cu ce pot. Povestea de astăzi vine de la o doamnă căsătorită. De fapt, s-ar putea să vă regăsiți fetelor, doamnelor, foarte mult în povestea ei de astăzi. Și zic să începem, o să-mi folosesc telefonul să citesc povestea, este de pe Instagram. Deci puteți să-mi scrieți pe Instagram, pe mail sau pe orice canal social. Și zic să începem. O să schimbăm numele, o să o numim Andreea. Bună! Scuze că îți scriu. Sunt cu soțul meu de 7 ani. Nu suntem căsătoriți. Deci nu sunt căsătoriți. Eu am zis că sunt căsătoriți, dar nu sunt căsătoriți. Dar nu mai suntem așa activi din punct de vedere intim ca la început, mai ales după ce am născut. Prima jumătate de an am fost reticentă, parcă nu mai simțeam nicio plăcere. Acum, la aproape 2 ani după naștere și mai ales când soțul este plecat, m-aș urca pe pereți de ce chef am de făcut dragoste, dar sunt reticentă. Îmi e jenă să fac tot ce simt. Ce poziții visez eu sau să îi spun că eu mai vreau să continu? Cum să depășesc teama asta? Uneori îmi fac tot felul de filme în cap și mă învinovățesc. E normal într-o relație de căsătorie, sexul anal, sexul oral sau orice poziție puțin mai indecentă, aș vrea să fac tot ce simt și să nu mă mai gândesc. Îți mulțumesc mult dacă pot să mă ajuți în sensul ăsta. Ok, vom lua lucrurile de la bun început, cu începutul. Deci această persoană, deci să zicem Andreea, este undeva împreună cu partenerul ei, cu soțul ei de 7 ani, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deci partenerul ei este și plecat uneori, au împreună și un copil. Deci hai să vedem cum putem să o ajutăm pe Andreea și doamnelor, cele care vă uitați aici, poate puteți să lăsați un sfat în comentariu și inclusiv bărbații să vă încurajați partenerile în a vorbi deschis. În primul rând, ce trebuie făcut în această situație este să comunicați deschis. Deci există o frică de a comunica ceea ce simte Andreea. Da? Deci îi este teamă să spune exact ce își dorește, cum își dorește. Și teama asta poate veni și din faptul că deja ea este mamă, da, și foarte multe persoane văd mamele, da, femeile care au născut doar mame, adică și inclusiv ele devin doar mame și uită că mai sunt femei, ființe sexuale, da, partenerele cuiva și există cumva rușinea asta și jena asta în a spune ce vrei să faci și cum vrei să faci. Acum, dacă ajungi în astfel de situație în care îți este teamă să discuți despre ce vrei și cum vrei și ce simți, înseamnă că nu te simți 100% în siguranță în relația ta și ai cumva o teamă că poate bărbatul de lângă tine te va judeca și te va considera altceva. Și cum spuneam mai devreme, mai ales acum că ești mamă și sunteți mame, da? Ne spune aici că nu mai sunt așa activi cum erau la început și asta vreau să spun că e cumva normal, mai ales că
aveți și un copil. La început, relațiile sunt foarte active din punct de vedere sexual și se consumă, da, cu timpul. Dar asta nu înseamnă că nu puteți să țineți flacăra aprinsă, vorba aia. Deci e foarte important să comunicați și să vă faceți timp pentru voi doi. Mai ales că acum există și un copil la mijloc, este puțin mai dificil, dar este esențial timpul pentru voi doi și să nu fie totul mecanic, da? Deci să existe un preludiu, să faceți lucruri care vă fac plăcere, da? Să fiți fericite atunci când vine vorba de sex. Îmi spui aici că în prima jumătate de an ai fost reticentă, nu mai simțeai nicio plăcere și nici nu-ți mai doreai nimic. Asta pentru că atunci când naști, hormonal corpul se schimbă și nașterea este un proces uriaș în viața unei femei. Și bineînțeles, corpul are timp, are nevoie de timp în a se reface. Și un an de zile, 2 ani de zile are nevoie, da, în a se reface. Pentru că nașterea nu e ca și cum ai avea o răceală, este efectiv un proces care îți schimbă corpul, hormonii și viața, da? Deci este ceva uriaș, să ne înțelegem. Acum, la 2 ani de la naștere, Andreea a devenit o persoană mult mai sexuală, își dorește să fie mult mai activă sexual, mai ales că nu are partenerul lângă ea. Eu aș zice să nu aveți jenă, să nu aveți așa o restricție, să vă puneți o restricție când vine vorba de partenerul vostru. Este foarte important să discutați ceea ce vă place și lucruri noi până la urmă. Acum, cum puteți să faceți, doamnelor? Încercați ușor, ușor, gen nu veniți la partenerul vostru și trântiți tot în față, că mulți poate se sperie sau poate nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Și încercați să o luați ușor, ușor, ușor. Aș zice să discutați în afara dormitorului, da? Gen la o cafea afară sau când mâncați mic dejun sau când faceți o activitate în afara dormitorului, să discutați despre lucruri care vă plac și care ați vrea să le încercați. Și nu în timpul partidei sexuale, să zic, tu te gândești la un lucru foarte intens și deodată zici vreau aia. Pentru că poate fi cumva și un șoc pentru el. Acum, chiar dacă partenerul este plecat, există jucăriile sexuale, doamnelor. Puteți să vă achiziționați o jucărie sexuală. Jucăriile sexuale sunt făcute pentru a ajuta cuplurile, nu pentru a destrăma căsnicii sau relații foarte serioase. Și o jucărie sexuală este de multe ori ca salvarea cuplului, mai ales pentru persoanele care au parteneri la distanță o perioadă. Este o metodă super bună de a continua, da, și de a avea o plăcere sexuală și mai ales că te poți descoperi și pe tine ca femeie mult mai bine și să știi exact ce și cum îți place, da, masturbarea. Îți recomand, Andreea, masturbarea. Nu este nicio rușine, nicio jenă și ar trebui să fie ceva natural. Îți recomand să-ți cumperi și o jucărie sexuală. Și acum tu alegi ce crezi că ar fi ok pentru tine, ori o jucărie pentru clitoris, ori un dildo. E mult mai sănătos, da, așa, decât să stai și să-ți faci un milion de gânduri și când ajungi cu partenerul tău să nu poți să faci nimic și să nu poți discuta cu el, deoarece se pune acest zid între voi. Așa,
și cunoscându-ți corpul mai bine, ai putea să prinzi mai mult curaj. Legat de partea a doua, unde mă întreb dacă sexul oral, anal, este normal într-o relație sau într-o căsătorie, este perfect normal. Societatea asociază persoanele care, nu știu, de exemplu, au o plăcere, da, în a primi și în a oferi sexul oral, da, sau anal, ca fiind persoane ușoare, da, femei ușoare. Din păcate, este foarte trist că lumea se limitează, își limitează relația doar la penis în vagin și ajungeți să aveți relații nefericite. Legat de poziții. Acum, pozițiile există de atâția ani de zile, nu mai spunem, adică din istoric, din timpurile vechi, există poziții sexuale, care mai de care. Există tablouri pictate cu diverse poziții. Există Kama Sutra, care a fost inventată acum foarte mulți ani. Deci, istoric vorbind, pozițiile sexuale erau ceva de încercat tocmai din acele timpuri. Observ aici când spui ți-ai dorit să continue, da, el, adică actul sexual este destul de scurt pentru tine și nu te simți satisfăcută. Acum, dacă tu nu discuți deschis cu partenerul tău, da, cu soțul tău, nu, el nu are de unde să știe că actul este scurt și că nu te simți împlinită și că îți dorești mai mult. Deci e important să spuneți, să lăsați rușinea la o parte, da, și să încercați să discutați cu partenerii voștri și la fel și bărbații, dacă aveți anumite fantezii sau anumite gânduri, da, e important să discutați cu partenerele voastre și cumva să vă comunicați ce vă place și cum vă place. Acum, poți să îți achiziționezi o jucărie, dar pe care o puteți integra inclusiv în cuplu, da? Nu știu dacă ai parte de orgasm sau nu, dar din ce spui, dacă îți mai dorești ca el să continue, cel mai probabil că tu nu ajungi la orgasm, da? Și nu ai orgasm. Deci, o jucărie ar fi super bună pentru voi, pentru tine, pentru că te poți ajuta și în timpul actului sau o poate folosi inclusiv la preludiu. Voi, ca bărbați, trebuie să înțelegeți că este foarte important, da, ca femeia să se simtă bine, nu de fiecare dată, dar este important ca femeia uneori să fie prima, da, care are orgasm, da, pentru că la ea durează puțin mai mult. Și după să continuați și voi ca bărbați. Asta pentru că femeile pot avea orgasm și continua actul sexual. În general, nu este nevoie de o pauză să-și revină sau lucruri de genul ăsta. Și cumva ele pot continua deoarece sunt excitate, da, și în continuare își doresc, da, să vă vadă și pe voi satisfăcuți. Dacă tu, ca bărbat, vii, da, hai să facem sex, nici măcar nu oferi un preludiu și vii totul așa, hai, pentru mine, da? Pe mine mă interesează să-mi fie mie bine și gata, gen femeia să fie acolo doar pentru a presta. Este foarte trist, pentru că majoritatea femeilor românce, mai ales peste 40 de ani, sunt în căsnicii unde doar sexul este văzut ca o obligație, dar și ca un lucru pe care trebuie făcut pentru a menține căsnicia, când de fapt nu este așa. Trebuie să existe plăcere și pentru voi, da? Deci e important, nu sunteți acolo, nu sunteți un obiect, da? Sunteți
o persoană și aveți nevoie de plăcere, de a simți plăcere. Legat de normalitatea sexului oral sau anal sau ce mi-ai spus tu, anumite poziții. De exemplu, sexul oral poate fi o metodă foarte bună în a fi incorporat în preludiu și automat poți ajunge și la orgasm ca femeie, da? Deoarece partenerul îți stimulează clitorisul cu limba și inclusiv degetele. Este mult mai simplu, da, pentru tine și te simți mai împlinită și având o calitate a sexului, să zic așa, îți dorești, da? Nu vezi sexul ca fiind o obligație sau ca ceva pentru a menține relația dintre tine și partenerul tău. E așa la mijloc. Nici el nu are de unde să știe ce îți dorești tu, deoarece nu comunici cu el. Și ție ți este și teamă cum va reacționa el, pentru că poate niciodată n-ai fost o fire destul de sexuală și mai ales că acum el este plecat, te gândești că, vai, dragă, se sperie și chestii de genul ăsta, că rămâi singură, îți dorești sex, nu aveți. Hai să vă zic ceva, chiar dacă sunt partenerii voștri plecați, puteți să mențineți relația chiar și la distanță. Există sexting-ul. Ce înseamnă sexting? De exemplu, masturbarea, da, în online, gen vă sunați pe cameră, vă atingeți sau pur și simplu vorbitul la telefon, vorbiți sexy, vă spuneți chestii și vă puteți masturba în același timp, de exemplu. Asta necesită o deschidere, da, să fiți deschiși mental în primul rând și deschiși spre nou. Atâta timp cât voi sunteți sănătoși, da? Puteți să practicați sexul oral fără protecție, liniștiți, liniștite. La fel și sexul anal. Acum, pentru sexul anal este obligatoriu să folosiți lubrifiant, deoarece anusul nu se lubrifiază și necesită. De exemplu, nu puteți să faceți în general sex anal din prima, niciodată nu se face pe uscat, pentru că puteți sângera, da, și să vă provocați diverse probleme, dar întotdeauna se folosește un lubrifiant, ori pe bază de apă, ori pe bază de silicon, și totul se lucrează ușor și încet. Prima dată puteți folosi degetele sau o jucărie. Sau dacă sunteți foarte curajoase să folosiți din prima anusul, aveți contact din prima, da, de plin, contact anal. Dar, în general, trebuie lucrurile luate ușor, ușor. Și, cu siguranță, partenerul tău va vrea să te vadă pe tine ca femeie satisfăcută, doar că de multe ori femeile sunt trase înapoi de normele astea sociale. Că nu, noi avem ca românci foarte multe înjurături pe tema asta, de exemplu cu sexul oral, să-ți dau la așa sau să-mi sugi nu știu ce, adică e văzut ca o înjurătură, ca fiind ceva negativ. Și cumva femeile, da, și partenerele nu își reprimă sexualitatea și nu își doresc să fie sexuale și libere din punct de vedere sexual, tocmai din motivul ăsta, pentru că se vor simți judecate sau mai sunt foarte mulți bărbați, din păcate, îi numim bărbați, dar nu sunt chiar bărbați. La prima ceartă se leagă de lucrul ăsta sexual, adică aduce în discuție anumite lucruri ce se întâmplă în dormitor și asta este foarte trist. Sau
nu știu, la petrecere, la o petrecere, da, cu prietenii sau etc., pur și simplu vă discută viața voastră sexuală așa, liber, da? Și asta e trist pentru că pentru tine, ca femeie, ai nevoie de o siguranță, de o... mai ales dacă ești mai... cum să spun eu, adică te interesează cumva să-ți păstrezi și intimitatea, da, în cuplul tău, să o păstrezi acolo, în dormitor. Dacă el se apucă să zică, uite, nevasta mea o suge nu știu cum sau face nu știu ce, într-o discuție de genul ăsta, este foarte trist și lucrurile se pot termina și tu să devii foarte speriată și să nu-ți mai dorești nimic. Asta e trist pentru că în România sexul este folosit ca o unealtă și asta e foarte, foarte trist. Și femeile sunt văzute ca niște obiecte de a fi folosite. Nu știu dacă ați asistat, cu siguranță, între bărbați, mai ales dacă se uită bărbați acum la mine, există aceste discuții între voi unde discutați, a, păi uite ce mi-a făcut nevastă mea, sau uite nu știu ce, sau uite încerc să fac aia, nu știu ce, nu știu cum. Sau pur și simplu aveți discuții între voi unde spuneți, păi da, păi decât să-mi facă nevastă mea nu știu ce, mai bine mă duc la cutăreasca care oferă servicii sexuale, pentru că nu pot să-mi văd nevasta nu știu cum. Astea sunt aberații. Și nu este în regulă. În cuplu, într-un cuplu sănătos, totul trebuie să se desfășoare cu libertate, da? Consimțământ, dragoste. Să vă explorați corpurile așa cum vă doriți voi, fără prejudecăți, fără să vă gândiți ce zice popa sau ce zice vecina sau ce zice Cutărescu. Nu, vă consumați căsnicia voastră. Deci toate lucrurile astea sunt normale într-o căsnicie. Acum contează și ce fel de valori aveți, că dacă veniți dintr-un mediu unde ați fost învățați că sexul este doar pentru a face copii și nu puteți să vă bucurați de el, și vreți, așa vreți să vă duceți viața, clar, sexul va fi doar o unealtă de a produce copii și atât. Pentru tine, Andreea, eu zic să devii dezinhibată și să vorbești cu soțul așa, ușor, ușor, dă-i semnale, te poți chiar îmbrăca mai sexy. Chiar dacă aveți un copil, este foarte important să vă explorați corpurile, sexualitatea, relația și lucrurile vor fi mult mai strânse, da? Dacă vă simțiți liberi în relația voastră și nu vă simțiți jenate în a cere. Femeile nu cer, nu știu să ceară, pentru că nu au fost niciodată lăsate. Da, să ceară, bă, vreau să încerc asta, îmi place asta, asta și cu asta. Și mai ales dacă nu s-a întâmplat de la început, pentru o femeie este și mai dificil să devină sexuală, să încerce multe lucruri, să fie diferită. Să știți că de multe ori o vorbă, da, spusă, deschisă, deschis și fără rețineri, schimbă foarte mult relația și mă refer în bine, da? Este important să discutați, mai ales că mi-ai spus că tu ai avut o viață înainte de a avea copilul, ați fost foarte activi sexual și încercați diferite lucruri. Deci, zic să continui acum și să discuți cu partenerul tău, inclusiv
să vă cumpărați jucării sexuale și aici mă refer în special la tine, Andreea, să-ți iei tu o jucărie sexuală pentru tine. Ea nu va înlocui niciodată pe partenerul tău, da? Dar e acolo să vă ajute, e acolo să te ajute. Și de ce nu? Care ar fi lucru negativ în a avea o jucărie sexuală și în a te masturba? Nu este nimic greșit în asta. Așa că te încurajez să faci lucrul ăsta și să vorbești deschis cu partenerul tău. Sper că am reușit cumva să te ajut cât de cât în dilema ta. Că aici se regăsesc și foarte multe femei, să știi, în problema asta cu sexualitate. Foarte multe femei sunt în aceeași situație și inclusiv trec ani și ani de zile în care nu se gândesc o clipă și la ele și la plăcerea lor. Deci da, cam astea sunt sfaturile, cum am zis, pentru tine, Andreea, și pentru voi, doamnelor, să fiți deschise din punct de vedere sexual și să cereți, învățați, să ziceți asta îmi doresc să fac, asta vreau și sunt sigură că și partenerii voștri vor fi deschiși la asta. Nu merită să stați așa în incertitudinea asta, oare ce va zice, cum va fi, dacă îi voi zice că îmi doresc asta și asta. Și totul este normal într-o căsnicie, atâta timp cât există consimțământ, deci să-și dorească și el și ea. Și în general, puteți să încercați odată lucrurile și dacă nu vă place, nu mai încercați niciodată. Și aici mă refer și fanteziile tale ca femeie și ale lui. Puteți să încercați și să vedeți ce vă place și cum vă place. Și măcar o dată, da? E important să încercați, să vedeți cum vă simțiți. Da, cam asta a fost clipul de astăzi. Sper că am reușit să vă aduc câteva informații și câteva sfaturi. Vă rog tare mult să vă abonați, da? Pentru că venim în fiecare săptămână cu clip nou. Îmi doresc foarte mult să postez de 2 ori pe săptămână. Da, cam asta a fost. Aștept în comentarii și sfaturile voastre, reacțiile voastre. Vă pup și aveți grijă de voi. O duminică minunată!